Salut, ți mai zici în Italia? Aproape un an ăia, stată. Aștept să vii acum cine ea, pe 4. Dar mai vine? Da, pe 4 octombrie vine. Uite, mi-ai întrebat dacă mai vine. Unde-i? 4 octombrie. Dacă mai vine, din nou e acasă. Așa știu că unul a plecat în Italia? Că eu n-am fost pie cu ea, stat acolo. Răzvan a fost un copil care știa ce vrea de la viață. La vârsta lui, oricum, era un copil depășit cu vârsta. Și gândea mult mai mult față de cât gândesc alți copii la vârsta lui. Claudiu era un copil extraordinar. Niciodată nu răspundea nici mie și nici tatăl nu-i răspundea. Așa mare a fost o bucată de mine, 100%. Pentru că cu el vorbeam morșe și când eram acasă și când am plecat, vorbeam la telefon, i-am spus, zic, ai ceva, zic, când ai un bip, zic, mama, te sună, vrei să-mi spui ceva? Deci orice și îmi spune, orice și se întâmpla, mamă, eu te așa, mamă. Multă lume mi-a spus că se gândește ca un om mare. El își dorea foarte mult un calculator. Eu neavând posibilități aici în România ca să-i cumpăr, m-am gândit că ar fi bine pentru el, zic, măcar un calculator, care eu aici în România poate... Într-un an de zile, poate, trebuia să fac eforturi ca să pot să iau acest calculator. El, vă spun, că chiar și-a dorit foarte mult ca eu să plec. În mintea lui de copil, la 10 ani jumate, asta o gândit, să o aduc pe mamă acasă.